Suntem live. Și ar vorbim acum Virtual Summit cu colega noastră Porto, care vorbește despre copyright și face copyright și o grămadă de texte și nebunii aici la noi. Porto, mulțumesc! Ai legătura! Mulțumesc și eu pentru invitație. Eu sunt Porto, Mihaela Hăbian, SEO copywriter la Circweb de vreo 3 ani. Am fost și digital nomad pentru un fel de digital nomad pentru vreo 6 luni. Umblam prin Belgia, Anglia, Franța și trimiteam textele la Silkweb să le publice. Și în rest mai scriu pe un blog și cam din astea. Și vreau să vă zic o chestie, că eu cred că sunt oficial ultima de la Gomag Summit și am apucat să număr înregistrările și minutele și toate chestiile astea și avem cam 33 de ore, poate chiar mai mult de 33 de ore de conținut video la Gomag Summit 2018. Foarte tare! Da. Nu știam asta până acum, deci mi-a zis Porto. Porto ne ajută aici pe noi și pe mine și mă suportă de multe ori. Da, păi. E ok. M-am gândit să prezint despre storytelling și cum să scrii povești care vând, pentru că a fost un comentariu la un moment dat, s-a postat despre mine că o să vorbesc la summit și întreba cineva în comentariu că ce înseamnă storytelling, ce înseamnă targetare emoțională, mă rog, Harry Potter știe toată lumea ce înseamnă. Da, și mă gândesc că ar trebui să-i dăm drumul la prezentare, să meargă cât mai repede. Da. Și... tot eu mă văd. Da, un pic. Așa. Poți să închizi și să... da, așa. E bun. Ok. Ai primit un e-mail. Da, nu știu la cine. Da, bun. Cum să scrii povești care vând? Pentru că, până la urmă, storytelling-ul despre asta e și despre asta e vorba. Și am zis la început să evit slide-ul cu despre mine și ce fac și ce sunt, pentru că v-am zis deja. Și să vorbim despre ce o să prezint de fapt astăzi. Nu o să intru foarte mult în copywriting sau content marketing, decât așa la bază. Mai întâi o să vorbim despre cei 5 C în content marketing, apoi despre storytelling, câteva formule de storytelling pe care probabil, na, câteva dintre ele le-am mai văzut pe blogul Silkweb, unde scriu eu, și câteva tehnici de targetare emoțională. Asta e o imagine care cred că ar trebui să fie imprimată în mintea tuturor, să fie undeva pe perete, mai ales la persoanele care au un business. Trebuie să înțelegem că toată lumea se pune pe ea prioritară. Adică toată lumea are un semn cumva agățat de gât, pe care scrie faptul să mă simt important. De fapt, așa e și în discuții, și în conversații. De obicei, ascultăm și povești, și bârfe, sau informații, sau orice ar fi. Și după aia, cumva, vrem să venim noi cu ceva ce știm noi, ceva, o amintire care e mai bună decât a ta. Așa funcționează și lucrurile în e-commerce, în conținut, în vânzări, în toate lucrurile astea. Așa, și primul lucru, când vine vorba de conținut, despre scris, despre creat videouri, imagini, orice fel ar fi de conținut, e audiența. Pentru că dacă nu știi pentru cine scrii sau faci conținutul respectiv, atunci nu ai nicio șansă ca oamenii respectivi să se simtă familiari cumva cu conținutul tău. Și la început, și chestia asta mă disperă cumva, când văd că foarte mulți oameni nu fac documentare să știe pentru cine scriu chestiile astea sau pentru cine creează un anumit tip de conținut. Și, nu știu, foarte multă lume de la prezentările de la Gomag Summit a vorbit despre avatarul de client, deci nu cred că e nevoie să mai zic eu un mare lucru. Și, cum zicea și colega mea Adriana, avem un ghid despre cum formezi avatarul de client, cum găsești buyer persona și unde îl găsești și unde adresezi întrebări și așa pe blogul Silkweb, în academie. Dacă intri să vorbești cu chatboții noștri, despre care vorbi Cosmin. Da. Și când tot așa legat de audiență,
Oamenii se simt mai importanți și mai familiarizați atunci când le folosești cuvintele. De exemplu, și în secțiunile în site, în secțiunea de întrebări frecvente sau răspundem întrebărilor tale frecvente, e foarte important să folosești cuvintele lor. De exemplu, cum au adresat o întrebare sau cum au comentat pe un anumit grup la răspunsul la întrebarea respectivă. De exemplu, nu știu, să zicem că vinzi cărucioară pentru bebeluși sau chestii de genul. Și mergi pe un grup de Facebook și întrebi ce, nu știu, funcționalități v-ar plăcea la un cărucior de bebe inovator care, nu știu ce, mama, la toate și din alea. Și folosești, de exemplu, na, te folosești de chestia aia ca să faci MVP-ul sau produsul în sine. Și după aia, în textul, descrierea produsului de pe site, folosești cuvintele lor. De exemplu, că îi, nu știu, are cine știe ce prelată sau nu, e impermeabil sau chestii de genul. Și folosești exact cuvintele sau frazele pe care le-au lăsat ei în comentarii la întrebarea respectivă. Și alte metode prin care să ajungi la cuvintele lor și la ce vrea audiența și la audiența în sine, prin chestionare, documentare, cuvinte cheie, care ține foarte mult de SEO, dar eu zic că ar trebui să fie cumva la baza strategiei de content marketing și strategiei de marketing în general. Pentru că, până la urmă, oamenii caută pe anumite, nu știu, fraze, anumite tipuri de cuvinte, anumite forme de, nu știu, long tail, cum ar veni. Pun întrebarea într-un anumit mod. De exemplu, poate noi vrem să fim fancy pe site, să scriem, nu știu, fix invers, să facem inversație în frază. Și oamenii de fapt nu caută așa, ci caută cum se vorbește, conversațional, normal, ca și cum, nu știu, sunt cu tine la, habar n-am, pauza de masă și vorbim ce s-a întâmplat ieri sau la alții. Na, și testele care țin foarte mult de optimizarea ratei de conversie și AB testing și despre asta nu m-aș putea să zic, vă zic eu foarte, foarte multe chestii, ci mai mult Cosmin sau ceilalți invitați care sunt specializați pe chestia asta. Așa, și trecem la cei 5 în content marketing. La modul general, eu acum o să vorbesc foarte mult despre scris, pentru că asta fac, asta mă pricep și nu am pretenția că știu să fac banner sau landing page-uri sau chestiile tehnice. Mai mult scris și atât. Cei 5 ce, și o să vi explic treptat pe fiecare în slide-urile următoare, sunt contextul, conexiunea, conversia, copywriting-ul, chestia asta trebuie explicată, și cornerstone content, și bineînțeles promovarea conținutului, pentru că fără ea conținutul poate să fie cel mai bun, cel mai minunat, dar e ca și cum ar fi, nu știu, ai striga într-o casă goală pentru că nu te aude nimeni, că oamenii nu vin acolo și nu-l văd. Deci, practic, trebuie să-l duci în fața oamenilor pe toate canalele disponibile, cele care se potrivesc pentru business-ul tău. Și asta, iară, a fost o grămadă de chestii și o grămadă de videouri despre promovarea conținutului și marketing pentru chestiile astea, așa că nu intru în detalii. Despre cei 5 ce, revenind, contextul ține de sales funnel, de momentul în care alegi să te adresezi publicului tău. Și de aia zic sales funnel, pentru că indiferent că mergi pe verticală cu punea de vânzări sau, nu știu, pe orizontală cu călătoria clientului în site sau până la cumpărare, ai anumiți pași prin care trece clientul respectiv. Mă rog, utilizatorul respectiv. Și chestia asta o să vă prinde foarte bine să înțelegeți. Funcționează sales funnel-ul, funcționează ca și o întâlnire sau ca și cum ți-ar plăcea de o persoană și ai vrea să te căsătorești cu ea. Și nu e ca și cum mergi la o tipă pe stradă sau la un tip pe stradă și uai, ce minunat ești, ce fain ești, ce fu, cum arăți și hai să te căsătorim și hai să facem copii și să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Pentru că nu funcționează așa, nici în viața romantică, cum ar veni, nici în business, în vânzări. Da, și sunt cele 4 etape ale sales funnel-ului. Traficul rece, unde atragi notorietate și trafic și audiența este foarte, foarte, foarte largă, depinde unde mergi și ce mesaje transmiți și până unde poți să ajungi.
Cea de-a doua etapă este traficul cald, unde atragi datele de contact. Practic, e ca și cum deveniți deja prieteni în relația aia. Și a treia etapă este atragerea vânzărilor, unde e traficul fierbinte. Și următoarea e loializarea oamenilor, o chestie foarte des uitată și sărită de oamenii de afaceri. De fapt, nu știu, sper că de acum, după Gomax Summit, la cât a vorbit foarte multă lume despre loializare, o să fie mult mai aplicată chestia asta. Și pentru fiecare există un anumit tip de conținut pe care îl poți crea, anumite tipuri de texte. De exemplu, în partea de sus a funnel-ului, nu poți să mergi direct cu ofertă de vânzare sau trial sau, nu știu, studii de caz sau așa, pentru că oamenii practic nu te cunosc. De exemplu, să zicem că mergi cu o reclamă așa pentru audiență nouă și de fapt, nu, oamenii nici măcar nu te știe acolo. Tu mergi acolo și le zici că ești de minunat și de frumos și ce chestii ai făcut pentru Cutărescu și Cutărescu, dar practic nu are încă baza aia să aibă încredere în tine, să te cunoască, să știe cine ești, să știe dacă ești de încredere și așa. Și atunci mergi cu prezentarea propunerii tale unice de valoare sau propunerea unică de vânzare. E mai mult decât, nu știu, e ca un fel de misiune a afacerii și chestia e baza pe care se construiește de fapt și afacerea, și conținutul, și marketingul, și campaniile, și tot. La fel, tot pentru notorietate și trafic, se fac postări, articole pe blog, cu blogul, nu știu, merge extraordinar de bine pentru o grămadă de tipuri de business. Deși foarte multă lume pare așa sceptică, adică nu mai citește nimeni blogul, nu mai citește nimeni articole. De ce să, de exemplu, dacă vinzi cuie, de ce să scrii articole despre asta? Dar ideea e că se pot face foarte multe chestii creative prin care să surprinzi lumea, mai ales în zona de asta, de sus a funnel-ului. Nu știu, chestii amuzante sau topuri sau beneficii sau cum să. Și nu trebuie să mergi neapărat pe articole despre cuie și pe fel de cuie și chestii tehnice, ci mai degrabă din câmpul legat de cuvântul cheie respectiv, pe subiectul respectiv, de exemplu, amenajări interioare sau construcții sau, nu știu, design. Ai o grămadă de lucruri pe care poți să le faci. Și, bineînțeles, tot la notorietate și trafic intră metasurile, tot de SEO țin. Au vorbit Răzvan, Gavrila și Crumol despre chestia asta. Oricum, mă gândesc că deja acum toată lumea e familiară cu conceptul de meta-sur, meta-title, meta-description și așa. La următoarea fază, faza a doua a sales funnel-ului, intră deja un pic mai, intri mai mult spre client. Cumva. Îi oferi lucruri care le-ar putea convinge să întrețină relația cu tine ca business. Gen să-ți dea o adresă de mail sau să accepte să intre pe fluxul tău de chatbots, de exemplu pe Messenger. Că nu cred că e chiar așa de ușor dacă nu îi oferi ceva. Sau asta, lead magnetul, nu trebuie să fie neapărat un ghid sau o ofertă sau o reducere sau chestii de genul, ci poate să fie pur și simplu o întrebare pusă potrivit, la momentul potrivit și formulată așa cum trebuie. Și oferta, care na, poate să funcționeze ca lead magnet. Și oferta, iară, ca scris, o să faci, de exemplu, pentru landing page și trebuie să respecti toate, nu știu, titlu, subtitlu, call to action, beneficii, testimoniale, toată structura unui landing page așa cum trebuie, pe care oricum o să o găsești pe blogul Silk Web. Este și un infografic și o să las link-ul spre acesta sub video. În pasul 3, la vânzări, intră iar landing page-urile puțin mai avansate de vânzare cu oferte și contează foarte mult și momentul în care faci chestia asta. Pentru că, de exemplu, de, nu știu, Black Friday sau sărbători sau evenimente sau un eveniment care e specific pentru piața ta, poți să faci un landing page mai special,
specific, na, pentru piață și pentru oferta respectivă și ai mai multe șanse să atragi cumva vânzările. Depinde și de lead magnet, depinde și de cum ai aranjat landing page-ul, de testimoniale, de cât de încredere sunt testimonialele respective. De asemenea, mail-urile pe care le folosești acum pentru că ai adresa și de când cu GDPR-ul e clar că trebuie să ai și consimțământul. Și studiile de caz care dau mai multă încredere oamenilor că știi ce faci și știi ce le oferi și poți să le oferi chestia aia. Și loializarea, pasul 4, asta iară s-a vorbit foarte mult la summit. Scrisorile de mulțumire, cred că e cel mai ușor lucru pe care poate să-l facă oricine, inclusiv, nu știu, copilul tău, dacă ai un copil și na, ai un business și hai să ne distrăm împreună și vreți să aveți voi așa relație din asta și să-l faci, să nu știu, să... Oamenii așteaptă cumva să fie surprinși. Și de fapt de aia sunt și pe social media, pe Facebook, pe Instagram și pe chestia asta. Pentru că, na, sunt anumite rutine în care suntem cu toții. Că mergem la școală, la școală, mă rog, la lucru. N-a trecut foarte mult de când am terminat școala. Și după aia venim acasă, după aia ne dormim sau, nu știu, ne naștem, mergem la școală, după aia ne căsătorim, trăim, facem copii și după aia murim, chestii de genul. Da, sunt anumite rutine pe care, din care trebuie să ne scoatem și mai ales ca proprietar de business trebuie să ai, să dai câte un impuls așa oamenilor ca să, nu știu, să trăiască cumva, să înceapă să, nu știu, să aprecieze mai mult, nu știu, tot, dar prin prisma business-ului tău. De exemplu, orice ai vinde, nu știu, frigidere sau flori sau chestiile astea personalizate merg foarte, foarte bine pe lucrurile cozy, cum ar fi florărie sau cadouri sau, nu știu, design sau din alea. Landing page de thank you, de mulțumire, asta e neapărat și obligatoriu și musai și cum vrei să-i ne zici. Și mail-uri de follow-up în care poți să faci upsell, cross-sell, să oferi bundle, să ceri testimoniale, să... Astea sunt lucruri pe care trebuie să le scrii. Adică nu se scriu chiar dacă folosești un sistem automat de trimitere a mail-urilor sau a mesajelor. Cineva în spate trebuie să gândească chestiile alea și trebuie să le scrie într-un anumit fel. Și, na, cred că ar trebui să trec mai departe, că iar o să stau foarte mult. Se pare că Avem timp. vorbesc foarte mult, nu doar scriu foarte mult. Al doilea C în content marketing e conexiunea. Adică la fiecare text pe care îl creezi și fiecare conținut ar trebui să formeze o anumită legătură cu oamenii. Și cum se formează această legătură? Prin faptul că textul tău este relevant pentru ceea ce caută sau ceea ce are nevoie omul respectiv. În același timp, o conexiune nu se face doar pentru că vorbești ceva relevant sau nu știu ceva ce știe omul, e familiarizat cu chestia aia, ci și prin faptul că îl fascinezi prin ceva. De exemplu, colega mea are titlul la prezentare Harta secretă a succesului în e-commerce, mă rog, ceva de genul. Putea să fie, de exemplu, nu știu, 5 reguli pentru succes în business, dar ea a hotărât să fie Harta secretă a succesului. Și atunci te gândești, vezi titlul ăla și te gândești, oare ce hartă o fi asta și oare ce secrete o să fie? Și adică cumva trezești curiozitatea, nu doar faptul că n-ai interesat sau trebuie să mergi cumva un pic mai departe. De aceea am scris că oferă valoare oamenilor într-un mod ușor de consumat și care le captează atenția. Așa, mergem mai departe. Am ales un exemplu. Cosmina acum o să râdă când o să vadă de fapt pentru ce e lui. Da. Da. Mersi pentru confirmare. E textul, o descriere de produs din site-ul celor de la Old Mouse Cider, pe care nu-l beau, dar mă rog. Și în care se folosește atât partea de relevanță, adică îi spune omului ce conține de fapt cidrul respectiv, dar și partea de fascinație, pentru că face un fel de storytelling. Apelează la senzațiile oamenilor,
Să-și imagineze culoarea, mirosul, de exemplu, miros explozia fructelor de vară și instantaneu te gândești, nu știu, la căpșuni. Bine, funcționează foarte bine și pentru că e combinat cu imagine și cu culorile respective. Dar și gustul, când gust de căpșune smeură și coacă zemoase. Coacă de zemoase, adică pot, nu, te gândești deja cam cum ar fi gustul pe limbă și tipul de cuvinte folosite și alese au fost foarte, foarte bun. De-aia am ales exemplul ăsta. Ok, mergem mai departe. Conversia. În general, în e-commerce și în vânzări, conversia înseamnă faptul că omul a ales să facă o acțiune favorabilă pentru tine, cum ar fi vânzarea ca macroconversie sau microconversiile, like-ul, share-ul, descărcarea lead-ului, ce ți-ai propus tu. Dar în content marketing, conversia e mai mult. E faptul că trebuie să-l convertești pe omul respectiv către care te adresezi, la ceea ce spui tu și la misiunea și valorile tale. Cu alte cuvinte, ai nevoie de un brand. Indiferent că acum te lansezi în piață, indiferent că ești în piață, dar stagnezi sau nu știu, nu, vin vânzările, dar vin în același volum, sau că ești un brand super, super mare ca și, nu știu, Coca-Cola sau Apple sau McDonald's sau Wendy's sau orice brand. Pentru că brandul cumva transcende faptul că omul comunică cu o afacere. Brandul înseamnă mai mult decât o afacere. Înseamnă că e o entitate în care poți să ai încredere. Și mai ales branding acum înseamnă foarte mult umanizare. Faptul că oamenii de cealaltă parte a ecranelor, clienții tăi, știu că în spatele ecranelor, de fapt, nu e cineva super mare, care e super tare și are nu știu câte puteri să facă, nu știu, orice, ci sunt niște oameni cu care poate să comunice, cu care poate să se înțeleagă, care îl înțelege, că, de exemplu, nu știu, este o reclamă de la Savana sau ceva de genul, făcută de Papaya Advertising, mă rog, cu vopsele lavabile și chestii de genul, și ei se adresează, adică au mai multe tipuri de reclame, dar cumva sunt dincolo de prejudecăți, de chestii de genul. De exemplu, ca familie, toată lumea se adresează, ei, mama, tata, copilul și toți sunt super happy și așa. Dar, în realitate, nu, lucrurile nu stau așa. Adică sunt o grămadă de familii monoparentale sau familii în care copiii rămân la bunici sau rămân așa și părinții pleacă sau abuzuri sau chestii de genul. Cum a fost și failul de la Skoda de la începutul anului. Dar, mă rog, asta e de studiat pentru cei care sunt interesați. Și cumva, dacă te adresezi pe segmentul ăsta că le arăți că le știi nevoile, și te mergi din ce în ce mai apropiat de ei și le arăți misiunea și valorile tale care sunt într-un anumit fel. Nu ai o grămadă de direcții de comunicare și ești și, nu știu, ești și tânăr, dar te adresezi și bătrânilor, dar te adresezi și mamelor, dar te adresezi și, nu știu, adolescentelor care vor să iasă toată noaptea și chestii de genul. Trebuie să alegi o singură direcție de dezvoltare pe chestia asta ca să ai un brand și să-ți faci strategia pentru brandul respectiv în mod controlat, inclusiv la nivel de comunicare, marketing, tehnic, angajați, training pentru angajați și restul. Dar despre branding, cred că am văzut toate videourile de la Summit și știu deja fiecare despre cine ce au vorbit și așa. Despre branding sunt persoane mai în măsură să-ți vorbească și așa că te invit să te uiți la videourile respective. Mai departe, copywriting-ul, cred că, și tocmai mi-am dat seama de ceva când mi-am făcut prezentarea asta, cred că nu avem noi la Silkweb, nu știu, job-ul descris cum trebuie în manualul ăsta. Pentru că noi, de fapt, nu facem doar copywriting. Copywriting-ul, la nivel teoretic, ca definiție, e de fapt textele publicitare, comerciale, reclamele, advertising-ul, advertoriale și cam atât. Și asta îl diferențiază de content writing-ul, chestia pe care de fapt o facem noi, că scriem și publicitate, dar oferim și informație.
Adică ne adresăm și la nivel de trafic foarte rece, nu știu, informații, cum suntem, cum scriu eu, despre marketing sau despre vânzări sau așa, dar sau ghiduri, de exemplu. Ghidurile, practic, nu-ți oferim ghidul și tu ne dai niște bani pentru chestiile alea, adică, mă rog, în mod general. Și informația e gratis, o poți aplica oricând vrei tu și ce cerem în schimb e doar timpul tău. Da, și am explicat deja ce înseamnă copywriting și ce fel de texte să scriu pentru asta. Cornerstone Content e un concept care încă nu prea a intrat pe piața din România, piața Zicea de mai conținut. tare. Da, de fapt tu mi-ai zis prima dată de Cornerstone Content și sunt câteva informații și strategii și din astea în cursul lui Cosmin de Content Marketing, care e în Academie. O să vă explic pe scurt ce înseamnă Cornerstone Content. Practic, e nucleul site-ului tău, mă rog, homepage-ul. După aia ai încă câteva mini-nuclee, cum ar veni, de conținut. De exemplu, cum alegi cel mai bun frigider? Să zicem că tu vinzi electrocasnice și ai un articol sau un landing page în care scrii cum alegi cel mai bun frigider. Și asta îl postezi, atragi backlink-uri spre el, chestii de genul, îl promovezi. După aia formezi mai multe articole în jurul mini-nucleului respectiv cu cum alegi cel mai bun frigider. Și pui despre frigidere Beko, despre frigidere Whirlpool, despre frigidere, nu știu, sau topul frigiderelor vândute pe magazinul nostru. Sau, nu știu, ce tip de frigider să alegi de Black Friday. Și toate articolele astea, următoarele după primul articol, cum alegi cel mai bun frigider, sunt legate, interconectate prin linkuri interne. Și, practic, mai ales dacă setezi primul articol ca și Cornerstone Content cu Yoast, pluginul de pe WordPress, relevanța lui și vizibilitatea lui și poziția lui în Google o să crească foarte mult. Și, practic, de acolo merg tot felul, nu știu, ca și niște raze. Vedeți că e în soare, cum le spuneam noi când eram mici. Și din care merg tot felul de raze și se împarte Blink și toate chestiile astea. Funcționează, adică merge foarte bine și pentru SEO și pentru relevanță și cumva omul ajunge din pas în pas tot la tine. Indiferent pe ce articol merge spre, până la urmă ajunge pe articolul mare și de acolo ajunge pe produs, de exemplu, sau pe homepage și practic tot la tine ajunge. E o chestie foarte interconectată în conținutul scris și așa și în SEO și merge foarte bine. E o chestie nouă pe care nu o folosesc multe firme din România. Acum nu știu, la nivel de marketing probabil că sunt foarte mulți, Nu dar prea sunt, ceea ce mă da. bucur. Și e o chestie foarte mișto pentru că poți să-ți controlezi foarte bine SEO on-site. Pentru că ai maxim control acolo, tu controlezi tot, poți să crești în autoritate nucleul ăsta de care zice Porto și să controlezi restul paginilor de categorie sau produse sau ce vrei tu. Exact. Și indicat să înceapă lumea să, nu știu, probabil o să scriu în curând un articol despre Cornerstone Content pe bloguri la noi, la Selweb și Gomag. Sau în Academie. Și ar fi ideal să încep cât mai repede pentru că, na, ceilalți nu-l folosesc. Adică ai un avantaj și, na, trebuie să te folosești de el. Pentru că în business, acum, cam toată lumea face ce fac și ceilalți. O chestie greșită, dar cam așa merge. Cred că ar trebui să trecem acum după cei 5C în content marketing. Da, asta vreau să zic că cei 5C nu se aplică doar la scris, doar la content writing, copywriting și chestii de genul, ci și la crearea de conținut video. Pentru că contează, de exemplu, și unde mergi și când mergi și către cine te adresezi dacă faci un video de teasing, de exemplu, sau dacă faci un video de invitație, cum a fost invitația lui Cosmin la summit. Pentru că, na, nu poți să mergi din nou la oamenii care deja, să zicem că el îi targeta pe oamenii care s-au înscris deja. Ok, dar totuși încerci să depinde și de obiective, bineînțeles, și toate chestiile astea,
Dar trebuie să știi foarte bine contextul și conexiunea prin care poți să faci, nu știu, legătura cu oamenii și toate chestiile astea legate de content marketing. La fel și la video, și imagini, și postări, și advertoriale, și reclame pe Facebook, Google, tot. Da. Mai departe, ce înseamnă storytelling, că de fapt asta era titlul prezentării? Practic sunt povești. Și atât. Să spui, să arăți și să scrii povești. Și mai jos am zis o chestie, de aceea credem că e mai safe cu mașina decât cu avionul. Ideea e că noi oamenii nu gândim chestiile logic. Nu, mă rog, nu ne le amintim sau nu le simțim așa de familiar. De exemplu, dacă îți spun că, uite, statistic, în accidente de mașini mor mai mulți oameni decât în accidente cu avionul și așa. Practic, statistic, chestia asta e adevărată. Dar noi nu considerăm. Adică, nu știu, majoritatea lumii nu consideră că e mai, nu știu, periculos să mergi cu mașina decât cu avionul. Pentru că auzim atâtea povești cu catastrofe și dezastre și terorism și chestii foarte nasoale, care se întâmplă în care sunt implicate avioanele și aparatele de zbor. Și, de fapt, când intrăm într-o mașină, nu ne gândim că, de fapt, după cealaltă curbă ar putea să vină unul care, nu știu, să nu fie atent sau să stea pe telefon sau chestii de genul și, pa, gata, s-a terminat. Adică, chestii de, nu știu, suntem mult mai, nu știu, terorizați sau influențați sau marcați de poveștile legate de accidentele cu avioane decât cu mașina care, să fim serioși, se întâmplă în fiecare zi, indiferent că mai tragic sau mai puțin tragic. Da. De asta e vorba să creezi povești care ajung la emoția oamenilor, legate de produs, legate de afacerea ta, legate de ce poți să faci pentru ei. Și o să vă dau câteva formule de storytelling. Am scris câteva pentru un articol, formule de storytelling pentru social media. O să regăsiți câteva așa acolo. Și hai că o să vă dau câteva exemple la fiecare. Podul de trecere, înainte-după, e o formulă de storytelling deja consacrată. Practic, îi arăți omului cum e situația de acum. Nu știu, de exemplu, ai un magazin, dar platforma îți face probleme sau vânzările stagnează sau simți că nu mai poți sau chestii de genul. Și după aia e posibil ca vânzările să crească accelerat, repede, să economisești timp, bani, efort, energie, tot și să-i arăți cumva partea nașpa dinainte și partea faină ce se întâmplă pe viitor, dacă linița aia de la mijloc, dacă o să folosească soluția ta, produsul tău. De exemplu, noi la Gomag mergem foarte mult pe targetare, pe formula asta de storytelling în landing page-uri, în care la început îi arătăm omului, uite, te întreb, te simți, nu știu, simți că platforma de e-commerce îți pune bețe în roate în loc să te ajute să vinzi? Deci ai zice să, nu știu, să vinzi foarte mult și cu mai puțin efort, mai simplu, mai rapid, mai așa. Și atunci poți să faci chestia asta dacă folosești Gomag. Dar chestia asta se poate aplica la absolut orice fel de magazin online sau servicii sau, nu știu, de exemplu, îți arată părul groaznic pentru că n-ai avut chef să mergi până acum la Carrefour și ți-ai ars vârfurile părului și din astea, gândește cum ar fi să arăți ca în povești, ca o prințesă cu bucle, cu chestii, cu ultimul trend și așa, poți să faci chestia asta dacă vii la frizeria noastră. Știi? Da. Următoarea formulă ar fi funcționalitatea, avantaje, beneficii. Și e o formulă foarte bună pentru magazine online și în special pentru descrierile de produse. În general, oamenii, mă rog, cine face conținutul sau de unde îl iau, merg foarte mult pe funcționalități în descrierile de produse. De exemplu, frigiderul Cutrescu are nu știu câți vați folosește. Pentru că el, nu știu, așa e în descrierea tehnică și chestii de genul. Și după aia,
Uită să mai spună, de fapt, la ce ajută chestia asta și mai concret, cu ce îl ajută pe client. De exemplu, funcționalitatea că are, nu știu, câțiva frigiderul. Avantajul ar fi că consumă mai puțin curent, nu? Adică consumă mai puțin electricitate. Dar, de fapt, asta nu e beneficiu pentru client. Beneficiul e faptul că nu mai dă atâția bani pe client, pe electricitate. Adică, pe el, na, e ok, știe că nu mai plătește așa de, adică nu consumă așa de mult frigiderul ăsta nou pe care îl cumpără de Black Friday sau, mă rog, când îl cumpără, ci, na, este mai ergonomic sau cum fi, dar, de fapt, nu asta îl interesează pe el, nu asta îl doare sau nu asta l-a durut până acum ca să ia frigiderul respectiv, ci faptul că a dat o grămadă de bani pe electricitate, bani pe care i-ar putea folosi la total altceva, la chestii care îl interesează mai mult decât, nu știu, unde ține mâncarea să nu se strice. Deci așa pui problema când folosești formula asta de storytelling, funcționalitate, avantaje, beneficii. Și să o folosești foarte mult în descriere de produsă pentru că na, funcționează. Adică am văzut și la Wallo, la o clientă de pe Gumag, are niște descrieri super tari, cel puțin din punctul meu de vedere, cu în care bagă și storytelling și targetare emoțională, nu știu dacă în mod conștient sau nu, dar îți arată de fapt cum o să te simți după ce cumperi păturicile respective. Deci păturici din lână merino, nu știu, cu fire mai groase, genul pe care le vezi pe Instagram și super fancy, cozy și așa. Da. Și e păcat să nu folosești chestia asta când știi că ai putea să te adresezi direct la conștientul omului, la conștientul, adică subconștient, la nivel de emoție. Să-i arăți, de fapt, să-și imagineze cum o să se simtă sau ce beneficiu o să aibă în momentul în care o să cumpere produsul tău. Următoarea formulă de storytelling este despre problema, ajutarea problemei, soluție. Și un exemplu foarte clar, pentru că mâine mă duc la nuntă, să zicem că e o mireasă care, nu știu, caută rochii de mireasă, bineînțeles că asta fac toate când sunt cerute, așa am făcut și eu. Problema ar fi, de exemplu, că nu ai rochie de mireasă. Să zicem că ești cu nu știu cât timp înainte de nuntă, după aia urmează agitarea problemei. Imaginează-ți cum o să fie cu o săptămână, două, că nu găsești rochea, încă n-ai găsit rochea de mireasă, că nu o să arate cum vrei tu, că o să fie strasuri rupte sau materialul prost sau orice găsești sau, mă rog, toate problemele astea, adică chestii care ar putea să facă problema și mai rea decât e acum. Soluția ar fi să vină, nu știu, vinzi rochii de mireasă sau servicii pentru nunți sau chestii de genul. Și atunci tu vii cu soluția că în loc să lași să se întâmple toate chestiile astea, comanzi la noi și îți vine mai repede sau îți vine cu un beneficiu în plus. Formula în trei acte e practic ceea ce am învățat la școală, cu început, cuprins și încheiere. Se aplică foarte mult la poveștile de pe blog, mă rog, articolele de pe blog și advertoriale și, în general, la textele un pic mai lungi, dar și la reclame, acum, în funcție de cum le combini. Oh, God, am folosit combini. Da. Asta e vorba lui Cosmin, așa că de-aia am zis asta. În general, poveștile și la școală am învățat chestia asta, că încep cu expunerea unei situații. De exemplu, că, nu știu, vrei să îți iei un nou covor, de exemplu, că nu știu, te-ai mutat în casă nouă și îți cauți chestii de mobilat, de aranjat și design, chestii de genul. Și tu, de exemplu, ca proprietar sau ca scriitor, copywriter, content writer, la asta mă refer cu scriitor, prezinți pe un blog chestie de genul. Că am o prietenă care s-a mutat în casă nouă și vrea un covor și chestii de genul. După aia urmează cuprinsul și confruntarea în care s-a hotărât să meargă la magazinul Cutorescu, care e magazin fizic, nu magazinul nostru sau magazinul tău, cum ar veni. S-a hotărât să meargă la magazinul
fizic și să vadă covoare și s-a uitat și pe Insta, s-a uitat și pe nu știu unde, a întrebat și prietenii și până la urmă a găsit niște variante, dar de fapt apare ceva cu care se confruntă, că de fapt covoarele alea nu erau moi sau nu erau dintr-un material ok sau nu erau țesute cum trebuie sau chestii de genul. O confruntare, îi bagi ceva la mijloc încuprins prin care să îi arăți că de fapt produsul altora sau cumva se confruntă personajul tău principal cu un inamic, indiferent ce ar fi inamicul, că e competitor, dar în general ar fi bine să mergi pe competitor din ăștia anonimi, în care să nu dai nume pentru că e foarte ciudată chestia asta și la noi cu Consiliul Concurenței, adică nu o să vezi niciodată ce vezi în America, bannere și afișe între BMW și Audi și checkmate și din astea. Deci, na, mă rog. Și apoi, după ce i-a arătat cum s-a confruntat cu inamicul respectiv sau prin ce probleme a trecut până să ajungă să-și ia un covor, i-a arătat că a ajuns la rezolvare în magazinul tău. S-a cumpărat de la, mă rog, magazinul tău, cum ar veni, ca dacă scrii tu ca proprietar sau copywriter în așa. Și îi arăt după aia, la final, după ce îi spui rezolvarea, că a găsit soluția și coverul respectiv și e extraordinar de bun și de minunat și nu știu ce, îi spui beneficiile, că de fapt de ce le-a ales și funcționează cumva povestea asta și ca testimonial. Pentru că oamenii, nu știu, pe net găsește acum o grămadă de chestii și sunt fascinați. Și sincer, și mie îmi place să văd poveștile de pe Cora, care, nu știu, nu neapărat, la început îl foloseam pentru marketing și pentru documentare de articolele și așa, dar acum îmi plac foarte mult poveștile spuse de oameni obișnuiți la întrebările, nu știu, care e cel mai ciudat moment din viața ta sau când te-ai speriat cel mai tare sau ce a făcut ultima dată copilul tău și te-a lăsat mască, ceva de genul. Și de aici poți să înveți foarte mult, mai ales dacă mergi, ai afacere pe tematica asta. Da. Hai să mergem mai departe. Călătoria eroului, asta iar tot merge așa cu pe formula între acte cumva, dar puțin mai dezvoltată. În general, merge foarte bine exemplu Lord of the Rings cu chemarea eroului, în momentul în care se ajunge, se găsește un mentor, confruntarea cu inamicul, găsirea soluției, rezolvarea problemelor, întoarcerea acasă, oferirea recompensei și chestii de genul. E o formulă un pic mai avansată, poate să fie folosită, mai ales dacă o documentezi foarte bine și știi cum să te adaptezi pentru să adaptezi cumva formula pentru afacerea ta și pentru ce vrei să transmiți. Așa că nu o să intru foarte mult în detalii aici, o să mergem un pic mai departe la o carte pe care am înțeles că Cosmin o cită acum câteva sâmbete, după ce scrie, după cum scrie în articol de pe blog. De ce? Da. Așa, și cred că ai văzut și chestia asta în cartea Da, respectivă. da, da, da. Cu cercul de aur al lui Simon Sinek, oamenii nu cumpără ce faci, ci de ce faci asta. Și în cercul respectiv, la fiecare comunicare sau mesaj sau misiunea și valorile și așa, încep de la de ce. De ce faci asta? De ce ai făcut businessul acesta, businessul respectiv? Pentru că abia apoi spui omului cum sau cum ai ajuns la produsul respectiv și la ideea respectivă și așa, și abia apoi ce poți să faci pentru ei. De exemplu, merge foarte bine formula aplicată în pagina despre noi. Că foarte mulți merg pe produse și pe faptul că noi vindem cele mai minunate acoperișuri care fac chestia asta și nu lasă ploaia și stau 1000 de ani acolo și rămân, nu știu, chestii legate strict de produs și mai puțin de ce au făcut chestia asta. Și poți să începi, de exemplu, de ce ți-ai făcut business-ul ăsta? Pentru că, nu știu, poate ai vrut un mouse și mouse-ul tău, de fapt, tot se termina bateria sau tot era cumva ce nu-ți plăcea și, de fapt, tu ai găsit o portiță prin care te-a motivat așa de tare problema asta încât te-ai hotărât să faci tu singur altceva, un alt mouse. Și abia apoi îi spui cum ai ajuns la mouse-ul respectiv
și la ideea de afacere, mă rog, nu la ideea de afacere, la produsul în sine și abia îi spui despre mouse și de fapt ce face el și cât de bun e pentru el și beneficii și toate chestiile astea. Nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ce am vrut să zic aici. Ok. Așa că, na, o să mai explic probabil pe bloguri despre formule de storytelling, cumva mai concret și o să iau și afaceri mai, adică afaceri reale și concrete despre care să explic aplicarea formulei de storytelling. Și o să mai trec un pic mai departe la ultima formulă pe care am trecut aici, formula Pixar. Cred că foarte multă lume, indiferent cât de, nu știu, cât de adult ar fi, a văzut măcar o dată un film de Pixar, nu știu, Finding Nemo sau Dory sau celelalte, acum nu-mi vine în minte. Și pentru fiecare film, în general, s-a folosit o anumită formulă. Și tot așa, a început așa, a fost odată ca niciodată, situația la momentul respectiv. După aia, în fiecare zi, îți arăți rutina, ce s-a întâmplat și îi prezinți personajul și situația actuală. Și apoi, într-o zi, apare ceva care disrupe rutina. Și de acolo începe o întreagă călătorie care, iară, cumva se îmbină călătoria eroului cu formula Pixar. Pentru că de la într-o zi deja începe mentorul, găsirea salvatorilor, celor care îl ajută, lupta cu inamicul, situații, confruntări, nu știu, de ultim moment și foarte puncte culminante. Și abia ajungi după aia la un happy ending. Chestia asta ce poate, să, poate fi folosită în articole, în, nu știu, ghiduri foarte mult, dar depinde și cum pui problema. Că, de exemplu, și în ghiduri poți să folosești, și asta am văzut că e foarte, foarte puțin folosit, mai ales de oamenii, cei care scriu și sunt începători, se axează foarte mult pe faptul că se scrie dintr-un punct de vedere neutru. Adică nu introduc niciun alt personaj, nu merg pe storytelling, de fapt. Și o să vă dau un exemplu. Când m-am angajat la Silver, am lucrat pentru un pet shop ca copywriter și am scris la un moment dat un articol despre un cățel care a văzut toată lumea. Nu știu, Garlic, cățelul care a văzut toată lumea, ceva de genul. Și pornind de la un cuvânt cheie, de fapt, care era un tip de hrană pentru animale. Și am scris acolo că, de fapt, eu, acum era postat pe un blog articolul respectiv, dar eu, bloggerul, am un prieten care e fotograf și are un cățel și pe lângă că e fotograf, omul ăsta e și antreprenor și merge prin toată lumea și vinde chestii și face poze și a fost și în Noua Zeelandă și a fost și în India și în, nu știu, Groenlanda și în Alaska și peste tot prin lume și povesteam chestiile cum a fost cu Garlic și de câte ori s-a întâmplat că erau aproape să moară sau erau, nu știu, prinși într-o furtună de gheață sau chestii de genul făcea, am făcut, după formula Pixar, combinată cu călătoria eroului, o poveste. De fapt, cred că au fost vreo 600 de cuvinte și vreo de ajuns. Și după aia, după ce s-a publicat, am promovat articolul pe grupurile de căței, bineînțeles, și de proprietari de căței și așa, și au avut un succes, wow! Toată lumea era, uai, că vrea să vadă poze cu cățelul, că și puneau poze cu căței și că și a meu și uite ce a făcut a meu și așa. Și au mers până la urmă, au început să interacționeze. Pentru că se identifica lumea cu ceea ce am scris eu acolo. Dar, de fapt, era o poveste semi-inventată. Și de acolo, na, ajunge lumea să-ți cunoască brandul și de la brand să dea niște date de contact și intri înapoi în etapele de sales funnel, pornind de la o simplă poveste care poate ieși, e inventată, dar cumva prezintă și o situație care poate să fie reală. Adică nu poți să zici, nu știu, de prințese și de zâne și din alea, că nu știu, nu se identifică omul și nu are niciun sens să faci asta.
Încep să-mi pierd vocea, așa că o să merg mai departe. Am zis că o să vorbesc și despre targetare emoțională și care este în strânsă legătură cu storytelling-ul. Targetarea emoțională înseamnă de fapt că folosești niște cârlige emoționale pentru a ținti piața și a convinge oamenii să facă o acțiune. Pentru că oamenii iau decizii la nivel emoțional și abia apoi și le explică lor sau altora sau, nu știu, nevestei, prietenilor, familiei, mamei, indiferent cui, la nivel rațional. De exemplu, că omul vede, să zicem că e un bărbat. Acum nu vreau să fac discriminare sau chestii de genul. Un bărbat vede un afiș cu o mașină super, super tare, lângă care stă o tipă care arată și mai tare, să zicem. Care, mă rog, arată foarte sănătos, să zicem. Și, ok, poate că omul ăsta există, dar nu toată lumea, nu toți bărbații sunt, de fapt, așa de pasionați de nu știu ce mașini sau să se priceapă sau să zică cum se schimbă, cât de greu e motorul și cât țin și trebuie ca să-l ridici sau chestii de genul. Și foarte mulți sunt atrași de imaginea de lângă mașină. Pentru că la nivel emoțional toți avem niște dorințe de bază. Mâncatul, să bei, să, nu știu, să ai confort, să ai siguranță, relațiile sexuale și așa mai departe. Și cumva chestia asta se are un efect de halo asupra produsului din imaginea sau din ceea ce scrii tu. Efectul de halo înseamnă că împrumută o parte din imagine către celălalt produs. Cum ar fi faptul că, nu știu, Cosmin are un branding personal foarte tare, pentru că au lucrat la el și chestii de genul. Ce mai tare? Da, mai trebuie să lucrez un pic. Faptul că Cosmin are branding-ul ăsta personal, cumva se răsfrânge și asupra platformei. Și invers, pentru că se lucrează concomitent și la branding personal și la branding-ul Gomag. Și cumva, când merge Cosmin la o conferință și vorbește și, mă rog, dă sfaturi și ce mai face el pe acolo, oamenii încep să aibă încredere în el, să fie familiarizați cu el și cu ceea ce spune. Acolo, din pas cu pas și așa, începe să audă lumea de Gomag, de, nu știu, beneficii, funcționalități, noutăți, bloguri, academie, tot. Încrederea pe care o au oamenii în Cosmin se răsfrânge și asupra platformei noastre. Și invers. Depinde fiecare, pentru că nu toată lumea o să vină dintr-un singur canal și nu toată lumea o să fie fascinată de brand. De exemplu, nu toată lumea e de acord cu ce a făcut Steve Jobs. Dar poate că au Apple și au produse Apple și asta pentru că e brand de brandul ăla, că e tânăr, că e inovator, că schimbă lumea, că așa. Dar nu înseamnă că Steve Jobs, adică Steve Jobs e ca un tip care a făcut ceva, nu știu, disruptiv la vremea respectivă, pentru că nu era ceva nou. Pur și simplu l-a făcut la o scară mai mare și a fost foarte, foarte convingător. La fel au fost și foarte mulți lideri de opinii din trecut, dar nu despre asta e vorba aici. O să-ți dau câteva punturi de targetare emoțională și după aia ne apropiem încet de final. Cele 6 reguli ale persoasiunii. Au mai vorbit oameni de la summit și a mai vorbit și colega mea Claudia și cred că ei ar fi cunoscut o carte a lui Cialdini. Cele 6 reguli sunt regula reciprocității. În sensul că dacă faci un favor, omul e mai predispus să ți-l întoarcă la un moment dat. Gen, nu știu, s-a făcut și cred că și în carte apare chestia asta, studiu cu în care îi se cere unui om să, nu știu, după ce i-ai dat un client sau după ce ai făcut un anumit serviciu, să își construiască sau nu, să pună cineva un afiș. Ajută-mă un pic, Cosmin, că nu mă amintesc foarte bine. Nu le știu pe toate. Da, păcat. Bun. Ideea e și la faza cu. Bine, hai să mergem cumva la un exemplu care e mai cunoscut. De exemplu, că sunt foarte multe țepe sau scamuri sau așa, cu. Au fost la un moment dat cu cercetători care merg pe stradă sau, mă rog, merg în numele unei instituții și îți oferă anumite chestii, nu știu, o
foaie cu ceva. Sau un pliant sau ceva care, nu știu, poate te-ar putea ajuta. Sau hai să fim, să mergem, să spunem lucrurilor pe nume, o icoană sau așa. Și, de fapt, după aia, cumva îți cere să îi dai și bani. Dar nu pentru icoana respectivă, ci ca să ajuți. Ca să ajuți la nivel mai mare sau nu știu, ceva. Și cumva ești mai... După ce te trezești cu chestia aia în mână, parcă nu-ți mai vine să nu dai bani, că te gândești la... Oare ce o să zică sau pui mi acum pentru atâția lei, așa de puțin lei, nu-i ca și cum nu pot să dau. Deci, practic, ca un favor, câteodată chestia asta e dusă la extrem în vânzări și de agenții de vânzări tradiționali și mai ales pentru agenții de vânzări pentru mașini din America sunt foarte populari pentru chestia asta. Că, sau, mă rog, teleshopping-ul și ăsta de vânzarea din ușă în ușă, la fel era. Exact pe aceeași chestie, în regula reciprocității, dar dusă la extrem. De fapt, tu o poți folosi în site și la magazin online prin faptul că tu îi oferi un cadou omului sau o scrisoare de mulțumire sau ceva în momentul în care primește coletul. Evident, asta poate să fie și personalizată și iar ne întoarcem la chestii pe care le-a spus lumea și nu are rost să le repet eu. Așa că mergem mai departe cu regula rarității, cu cât lucrurile sunt mai aproape să dispară, cum ar fi stocul, că e puțin, sau numărul de produse, sau nu știu, orice vrei tu. Cu cât e mai aproape de limită, cu numărul disponibil, cu atât oamenii vor mai mult să-l ia și acționează un pic mai repede. Asta ține și de scarcity, de urgentarea acțiunii pe care am trecut-o un pic mai jos, și de FOMO. Despre care am scris pe blog la Gumac, frica de a rata ceva, ține, nu știu, de afișarea unui cronometru. În modul în care folosești un landing page cu lichidare de produse, de exemplu, sau cu o campanie de promoții, cu un hello bar, și cu un cronometru și chestii despre care a vorbit foarte mult Cosmin, pentru că, na, și pe chestia asta ne folosim noi când facem promoții la Gomag și la Silkweb. În general nu mergem cu promoții continue sau promoții de-astea, un fel de Black Friday de primăvară, toamnă, iarnă, forever and ever, fiecare sezon. Și cu cât e mai rar, cu atât e mai predispus să se vândă mai repede. Și nu mai aștept după om și nu mai, nu știu, funcționează mult mai bine. Urmează regula autorității de cea lui Cialdini, adică ține foarte mult și de branding, cum am zis, de brand personal, cum a fost exemplu cu Cosmin și Gomag. Dar și în momentul în care aș apelez la influencer și influencer marketing, pentru că dacă omul are încredere în ceea ce spune sau în ceea ce spune influencerul respectiv sau, nu știu, blogger sau indiferent ce ar fi, sau poate să fie un simplu lider de opinie. De exemplu, în familie, poate liderul de familie îi mama, sau poate să fie tata, sau poate să fie la nivel de gașcă, de prieteni. Și asta funcționează, să te adresezi și să știi cui să te adresezi, că e liderul, să transmită mai departe chestia asta. Regula consecvenței următoarea, modul în care ești constant în ceea ce spui. Și cumva nouă nu ne place să fim întrerupți, să fie ceva cu totul nou și care să ne scoată din... Ok, toată lumea ne plânge că intrăm în rutină, că stăm în rutină, că nu ne place, dar nu facem nimic, de fapt, ca să ieșim acolo, pentru că ne place, e bula aia de confort, de ce să schimbi lucrurile dacă s-ar putea întâmpla ceva care, na, e riscant? Și de aia e vorba de regula consecvenței, în modul în care te adresezi oamenilor și mergi pe fiecare canal cu mesaje similare, pe aceeași misiune, pe aceleași valori, pe același USP, Unique Selling Proposition. Următoarea este regula simpatiei. Dacă te plac, o să am încredere în tine. Dacă am încredere în tine... Să schimb și slide-ul sau nu este pe slide. A-a. Ah, ok. Dacă am încredere în tine, atunci o să cumpăr.
Da. Și următoarea regulă a dovezilor sociale, care e vorba despre, adică funcționează foarte bine testimonialele. Pentru că avem încredere în ce zic ceilalți oameni și, în general, mergem cu turma, nu împotriva ei. Și asta aduce mai puține riscuri, cumva. Dacă un om îți spune că, nu știu, am încercat să pun o bio de la Cutărescu și mi-a curățat fața impecabil, inimaginabil, că a fost foarte bine, atunci o să ai încredere, cumva. Dar dacă vii cu săpunul ăla, că e inovator, e nou, îl lansezi acum, nu o să aibă încredere lumea așa că, uite, de fapt, poate s-ar putea să conțină și nu știe ce parabeni sau habar n-am ce, ar putea să conțină ceva care să afecteze pielea în loc să... Deci, practic, dacă ai testimoniale pe site, ai multe șanse să vinzi. La fel funcționează și articolele testimoniale, cum ar veni, de la oameni care au încercat produsele tale. Da. Mergem mai departe, că am înțeles că a trecut timpul foarte repede și am urlit foarte mult. E ok, mai rezolv. Emoțiile pozitive sau negative sunt iar niște trigăre pe care poți să le folosești. Adică să insufli o stare omului, că să se simte, nu știu, dacă vorbești despre lucruri pozitive, clar nu o să se înceapă să-ți plângă. Sau, de exemplu, dacă o să vorbești despre lucruri tragice sau despre anxietate sau despre chestii despre care e mai greu să scrii cumva, bineînțeles că nu se înceapă să râdă. Cumva trebuie să-ți adaptezi totdeauna textul la tipul de emoție pe care vrei să trezești în conștientul omului sau, mă rog, în cum simte, în senzații. Mai departe, doare mai mult să pierzi decât te bucuri să câștigi. Și asta poți să aplici în formularea textului, în formularea textelor pe care le faci. Pentru că, na, toți hai, profităm de ofertă, câștigăm chestii și așa, dar de fapt, na, sunt niște lucruri care, de fapt, noi nu le avem deja. Noi nu conștientizăm, de fapt, că nu sunt niște lucruri pe care poți să pui mâna sau de care să te bucuri, de fapt, pentru că, na, o să te bucuri după ce le ai. Și o să fie ale tale, dar până atunci că zici, na, profită de ofertă, să nu pierzi, să nu știu ce. Dar dacă ai lucrul ăla deja și ții la el și s-ar putea să-l pierzi, de exemplu, nu știu, stabilitatea financiară, cum e și problema cu antreprenorii care, na, le frică să facă primul pas pentru că au copii la casă sau au familie sau chestii de genul și nu poți să-i spui omului imediat că, ok, dăm 1 milion de dolari, că îți fac eu tot ce vrei și nu știu ce și după aia o să vinzi pe cap dar nu e chiar așa de ușor, adică trebuie să mergi cumva la ce nevoie are el. Să te gândești că dacă pierde ceea ce îi ceri tu și l-are deja, o să-l doară mai tare și nu o să investească. Și invers, dacă îi spui că s-ar putea să piardă dacă nu folosește produsul tău sau nu cumpără produsul tău, o să-l convingi mult, mult mai repede să facă acțiunea pe care o vrei tu. Despre limitarea acțiunii am vorbit mai înainte și limitarea numărului de alegeri, pentru că, în general, nu ne pricepem foarte bine la delimitat cele mai bune chestii când sunt foarte multe opțiuni din care să alegi. Cum e și cu platformele de e-commerce care, na, us și open source și SaaS și custom și poți să le faci tu sau nu poți să le faci tu sau sunt niște lucruri la care, na, ca să faci alegerea potrivită, trebuie să te documentezi foarte bine și s-ar putea să te documentezi prost. Pentru că sunt prea multe locuri din care să te documentezi și nu știi unde să mergi. La nivel de produs, de exemplu și în landing page-ul de ofertă, sau în mail-uri. Trebuie să limitezi locurile în care îl trimiți pe om. De exemplu, ok, îl trimiți spre toate produsele într-un loc. Ok, și ajunge acolo. Și e mult mai ușor să facă alegerea să dea click sau să nu dea click în mail. Dar dacă îi pui și produsul ăsta, și produsul ăsta, de asta intră și pe site, că s-ar putea să ai acolo produsul care te interesează. Sunt mai puține șanse să intre și să cumpere un produs sau nu, pentru că sunt prea multe opțiuni. Nu ne pricepem pur și simplu să alegem. La nivel de conștient, că da, practic până la urmă luăm o alegere, dar s-ar putea să nu fie chiar cea mai ok. Și după aia ne trezim cu retururi sau cu comentarii negative și cu feedback negativ și din astea.
Cam atâta am avut eu de zis, adică foarte mult, pentru că vorbesc eu în mod obișnuit. Și dacă vrei să înveți mai mult despre content marketing, storytelling, targetarea emoțională și, în general, marketing și vânzări, blogul Comac și Silk Web, ales primele, academia pe care ne-am trecut-o, că îi dai deja aici. E o carte de Stephen King care m-a ajutat foarte, foarte mult la scris și să-mi dezvolt scrisul. Misterul Regelui despre scris, practic e despre viața lui și tehnicile lui de scriere. Site-uri din afară care sunt axate pe conținut, copy blogger și smart blogger minunate, trebuie să le citești. Și beletristică, pentru că în business nu trebuie să scrii neapărat doar despre vânzări sau despre ce vinzi sau despre business, ci trebuie să, na, folosești vești și să mergi acolo unde sunt oamenii cu lucruri care îi interesează. De fapt, poveștile despre ce ar putea să facă. Și poveștile despre tine, până la urmă, ca ființă umană din spatele business-ului respectiv. Na. Și asta-s eu. Mulțumesc Oh. și mulțumesc pentru invitație. Drag. Salutăm pe toată lumea. O să opresc share-ul să te mai vadă lumea, să ne mai vadă. Ok. Și să dai. Așa. E bine, suntem noi. Na. Bun. Hai să salutăm lumea, să ne citească, să consume conținutul, să vină la videouri, să... Până luni 1 octombrie e deschis accesul la videourile de la Summit. După aia o să le pun eu în spate și o să aveți acces doar cu cont, dar până atunci liber la învățare, la Tare! aplicație. Tare! Pa!